Situația actuală din Republica Moldova este o adevărată provocare pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Acum, 97% dintre companii beneficiază de facilitățile acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. Occidentul este dispus în continuare să ofere asistența necesară, doar că autoritățile trebuie să lase la o parte interesele personale și să pună în practică reformele. Autoritățile de la Chișinău se recunosc că Republica Moldova trece printr-o fază de criză economică, însă nu e totul pierdut. Un aspect al acordului de liber schimb este și regimul preferențial pentru agenții economici din regiunea transnistreană, care în funcție de discuțiile între Tiraspol și Chișinău vor continua să beneficieze de acest lucru. Sectorul întreprinderilor mici și mijlocii reprezintă în proporție de 97,3% din totalul companiilor existente pe piață. Contribuția acestui domeniu este de o treime din produsul intern brut al Republicii Moldova. Datele apar în raportul Suportul pentru businessul mic în contextul acordului de liber schimb realizat de delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.